Hai, dragi oameni buni, să vă povestesc experiența mea cu mecanici în Anglia. Deci ai probleme cu mașina în Anglia? Hai să-ți povestesc cam cum arată o experiență cu mașina în Anglia la mecanic. Dragi oameni buni, vreau să vă spun, man, că viața este o luptă. Tu alegi. Lupt sau pui mâine pe piept. În legătură cu mașina, mergem cu ea la doctor că e gata. Deci, încercai să bag eu ceva, să fac eu ceva cu ea, na. Chițe din toate încheieturile. Ar trebui schimbat la ea în felul următor. 1. Cea mai grea problemă e chițeala. Întinzătura se blochează. Ia uzi-l. Nu mai face. Când face, când nu face. Ăla se blochează, rupe cureaua și încep problemele grave. Întinzător. Întinzător plus curea egal vreo 40 de lire. Nu bani ar fi o problemă, cât ar fi timpul. Adică cât mă face cât mai repede cu atâta stare să plătesc și o leacă mai mult. Dacă e nevoie, numai să facă repede. Să nu mă sună cu ea blocat. Pentru că timpul înseamnă bani, dragi oameni buni, după cum bine știți, dați și voi un like puternic. În momentul de față mergem să facem constatare, ar trebui să facem constatare. Mergem cu ea la mecanic, e un mecanic aici pe colț, le pară omul pe stradă. Și sunt foarte fericit să-i dau lui bani, inclusiv și șpagă. Din cauza faptului că vezi, unii în viață se nasc norocoși, alții se nasc muncitori, ambițioși, etc, cu o cășiră în cubotul prea în stradă. Înțelegeți? Sunt foarte fericit să-i dau lui inclusiv șpagă decât să mă duc la un service mare unde probabil trebuie să stai și la coadă din cauza faptului că au foarte multe joburi. Trebuie schimbat în felul următor. Ulei, filtre ar fi necesar să schimb. Dar cel mai important e să schimb întinzătorul ăla. Și dacă nu schimb întinzătorul, să schimb întinzătorul și toate rolele, inclusiv cureaua. Să termin cu partea asta, mașina are 90.000 de mile și mă gândesc că până în momentul de față nu s-a schimbat nimic la ea. Înțelegeți? O problemă. 2. Schimb de ulei și filtre. 2 probleme. 3. Pe dreapta ar fi bine să schimb etrierul. Etrierul, cu mecanicul cu care am vorbit eu, etrierul strâmbă discul. Doar pe o parte, partea dreaptă față. Strâmbă discul din cauza faptului că probabil este rugit cumva e pistonașul la care iasă și iasă într-un fel strâmb. Și necălcând strâmb, strâmbă discul etrierul. Mulți mecanici mi-au zis, nu sunt de la primul disc și proprietarul dinainte a tot schimbat la discuri, că atunci când am luat eu mașina, am luat-o cu discurile noi. Am schimbat și un disc pe dreapta față, mi l-a strâmbat și pe ăla. Deci discul am în spate și plăcuțele l-am în spate. Deci bine ar fi să schimb întinzătorul și toată aia, toată. Că dacă tot desface omul să schimbe tot. Schimb de ulei și filtre. Și bine ar fi să schimb și pistonașul și discul și plăcuțele pe față. Am disc și am plăcut de toată fața. Nu știu cât m-ar costa de manopera asta. Dacă are omul timp, nu știu iară. Do you waiting for a mechanic? Do you waiting for a mechanic? Are you waiting for a mechanic? Did you ring him? Did you spoke with him? Did you spoke with him? If you ring him? No, I'm booked in. All right, how much o'clock? 9 o'clock? No, 9:15. All right. So we gonna wait together. I'm not booked in. Two cars, one after this. All right, he's busy. Yeah, booked to 10:30. All right, just gonna, I just tried to spoke with him about something with my car.
you know? Yeah. And maybe he gonna let me know when can we sort it out, you know? Yeah. Can I park it up somewhere in here? Well, he's gotta work on this here. All right. Go around the block. But he's got these two cars. I gotta drop it there at the end. Yeah, he's got these two cars till 11:30. Mm-hmm. All right. No, for me, just yeah, have just a look. 5 minutes, you know. Yeah. Just 5 minutes. Just I try to spoke with him first. Yeah. You know. Are o mașină aceea 2016, zici că e băiat foarte fain, are foarte multe review-uri. A început printr-un shop din ăsta de comandare a pieselor. Bă, dacă nu ești mic, n-ai cum să știi să fii mare. Ăsta e secretul în viața asta. Înțelegi? Ăsta e secretul în viață. Nu e mic. Cine mă spune, mă? Capul mă ia, bă, zici că fac spumă la gură. Da, more. Sunt cu mașina la mecanic. Hai, pup. Pup. M-a pierdut să văd. M-a pierdut să văd. Mă, oare ăsta o vrea să-i faci programare, să fac constatare? S-a ridicat și unchiul, n-are timp. Să se uite numai o leacă. Că nu știu cât mai merg cu ea așa. Ca idee. Știi? Numai să uite o leacă, eventual să dăm comandă de piese. Hai, dragi oameni buni, să vă povestesc experiența mea cu mecanici în Anglia. Deci ai probleme cu mașina în Anglia? Hai să-ți povestesc cam cum arată o experiență cu mașina în Anglia la mecanic. Bine, eu dacă sunt ca un burete în viața mea, am numai de învățat într-o oarecare măsură. Fii atent aici. În Anglia, când te duci cu mașina la mecanic, trebuie să fii pregătit să te programeze pentru o constatare. Constatarea se plătește cu vreo 30 de lire, da? Bun. Asta este mașina, trebuie reparată, da? Ți-o programează, ți-o constate, după ce ți-o constate o comandă de piesă și durează 3 luni. Păi de fuse la 3 mecanici, unul peste 2 săptămâni, unul peste 3 luni, unul peste... Cel mai important lucru e că unul se uită la ea. Și îți dă cu părerea. Și eu fiind șmecher și mafiot, când vă zic că el își dă cu părerea, eu aveam, ce aveam impresia că este dus. Aveam impresia că este dus întinzătorul, dar... Stând de vorbă, că să vedeți cum... Bă, eu nu știu, mă, de ce nu m-am apucat eu de o afacere. Nu știu ce nu m-am apucat eu cu o afacere, că mie merge capul, bă, nu știu, n-am nicio treabă. Nu că mă dau și că mă rostogolesc eu. Dar nu știu ce m-am apucat eu de o afacere, că mie merge capul. Nu-mi place mecanica. Mi-a plăcut undeva la bază și după aia nu mi-a plăcut. Acum omul nostru este în felul următor. Bă, nu are cum să fie întinzătorul, că n-are nimic el să scârțe ție, da? Tu ce ai folia la alternator? O ai stricată. Furia alternator, da? Deci furia la alternator trebuie schimbată, dragi oameni buni. Cureaua nu cred că neapărat. Cum se schimbă furia la alternator, rămâne să mă uit pe YouTube. Da? Deci nu reușiți să găsesc niciun fel de mecanic. Văd că are aici un șurub. Te-ai dat întinzătorul ăsta jos, că ăsta întinzătorul s-a trezat jos, da? Ca să ai acces la alternator, da? Și văd că ai un șurub aici la alternator și unul aici la alternator, da? Și dacă mai ai altul pe jos. Îmi vine foarte greu mie să umblu aici, mă, să mă bată mama, dacă vă spun. Dar am noțiunile a ce înseamnă succesul. Mersi la primul băiat mecanic care făcea mecanică pe stradă, la care vă povesti eu. Omul i-a dus apă și mie și la încă doi boșoroși care erau pe stradă și așteptau să... Ei erau programați măcar, eu nu fusem nici măcar programat. Le-a dus apă și eu lor, și mie. Adică, problema e felul următor. Să faci de ani de zile mecanică pe stradă, asta înseamnă să nu ai noțiunile a ce înseamnă un om de succes. Un om de succes e acolo la ora la care a promis, e acolo înainte cu 10 minute, e acolo pe fiecare zi, de dimineața până târziu, la muncă. Ca într-o bună zi să nu mai facă mecanică pe stradă. Deci omul meu, tovarășul meu care făcea mecanică pe stradă, încă o să mai facă mecanică pe stradă, îi prezic eu viitorul. Încă 10 ani de acum înainte, având în vedere faptul că nu este serios în meseria pe care o face. Dacă vrei să fii om serios, dacă vrei să fii om de succes și vrei să evoluezi în viață, trebuie să fii serios cu tine și cu ceilalți. Va la mână, principii motivaționale și de bază prin care poți ajungi un om bogat și de succes în viața asta. Bine că eu dau sfaturi, dar eu n-am putut să mă implic într-o afacere. Nu știu de ce nu mi-o faci eu. Bă, adevărul este că așa e când ești imigrant, mă. Așa e când ești imigrant. Prima ta preocupare când vii aici la ăștia este să muncești, mă, să-ți plătești dările, să-ți plătești chiria, să-ți plătești... Nu prea ai tu tupeu ca să te arunci să faci și un business, având în vedere faptul că tu ai grijă cum ar veni, cum plătești chiria, cum am grijă de copil, cum ce pun pe masă și etică, etică. Problema e felul următor.
omul totul să repare pe stradă, pentru că nu e punctual, pentru că nu e serios cu el și cu cei din jur. Când e serios cu tine și cu cei din jur, ești un om de succes, ajungi să evoluezi, înțelegi? Adică, te trezești, repari, la un moment dat nu mai repari pe stradă, la un moment dat poate că nu mai repari tu și pui pe alții să repare în locul tău. Ca idee, uite, să uite sară pe mine. O chestie învățai, stând de vorbă cu mecanicul, alternatorul este de vină, nu întinzătorul. Deci ce înseamnă? Alții nu te bagă nici măcar seama, nu se uită la tine, dar din 10 găsești unul care să îți spună ce problemă are mașina. Pentru că nu te bagă în seama alții. Deci ca idee. La al doilea, al treilea, al patrulea serviciu ca care mersei în felul următor. Mă programează peste o săptămână. Unii îmi dă dură preț de 120 de lire. Păi 120 de lire iau alternatorul nou. Bată mama, dacă nu, și mi-l pun eu. Nu mai deschim fulia. Dar, mergem să ne uităm pe YouTube cum se schimbă acea fulie, ce se desface și cum se desface. Și probabil, cum mă puneau ei pe lista de așteptare 2 săptămâni să schimbe o amărâtă de furie la alternator, mi-o fac singur. Dau comandă de ea, nu știu cât e, și probabil scap și la jumătate de preț și scap și... Mi-o fac și zilele astea, cum ți-ar spune. În noaptea asta intru la muncă, by the way, deci... Nu pot să-mi țin mașina blocată pentru amărâta aia de furie la alternator. În rest, cu alte probleme ale mașinii, cum ar fi amărâtul ăla de disc, dă-l bată norocul să-l bată. Un schimb de ulei, bată norocul să-l bată și pe ăla. Și ce să vă zic, dați un like puterea de tot. Fiți oameni serioși, bă, dacă vreți să ajungeți succes. Dacă nu, o să faceți bă, un om dacă face ceva greșit, o să facă tot aia timp de ani de zile. Acum tu ești șofer de tir de ani de zile, tot aia faci, tot greșit faci. Că tot șofer ești. Nu se pune așa problema. Un om care repară mașini pe stradă, pe stradă, care este aproape că ilegal, să știți de la mine că la face nu face ceva bine. Dar nu face ceva bine, o să continui să fac așa. Bă, de-am trecut până acum, tu repară mașini pe stradă, e clar că nu face ceva bine. Asta înseamnă că dacă făcea ceva bine, ajungea în punctul în care să aibă propriul lui service, pentru că este nevoie de service-uri, după cum văd, nu reușesc să am vreun service care să repare mașina acum. Nu acum, mâine, poi mâine. În fine. Ce să vă zic, ajunge trupurile voastre, spune cu drogurilor, stimă vouă. Cam asta este experiența mea cu mecanicii, e greu.